papà. În curtea școlii aici, pune ei sigilează și să sară copiii gardă, deci ca să un copil care învață la școala 11 și plătim aici impozit, taxe și ce plătim era, la școală. Era foarte grav rănită. Așa? Și ți spune, îți opește aici intrarea, ca un copil să joace în curtea școlii unde ești contribuabil, să sară gardul să întrebe ce se întâmplă. Avem pe cineva aparținătura copilului aici? Nu știu. Cine este? Nu știu. Până la urmă ce a pățit fetița? Nu știu, a vrut să răgardă, să intre să joace în timpul școlii. Fiind închis școala, de la această parte de la școala 11. I-am plecat piciorul, am plecat piciorul și... Nu contează, copilul a vrut să intre în curte să joace. Păi, dar e poarta cealaltă deschisă. Cum a vrut să intre, dar cine și asta deschisă, de ce? Așa și ce... Vrem și noi două vorbe. Am intervenit pentru degajarea unui copil rămas agățat la înălțimea de 1 metru într-un gard, având un chip în antebraț, bucată de fier beton. După degajarea acestuia, a fost luată de gândit un metru ca să la autobuzul. Copilul se pare că este bine, era cooperant, a fost un vitale normale. Ea a plecat practic de aici cu sârma? În mână. Așa este procedura. Numele și gradul, vă rog. Mărică, uite tu! Ia, eram în casă și am auzit țipând. Am vedere pe partea cealaltă la balcon, m-am uitat pe geam să vedem despre ce vorba și am văzut-o agățată în gard. Am coborât jos, m-am dus, am văzut că avea mâna înfiptă în gard, am ținut-o, am dat în primă fază să-i scot eu mâna de acolo, dacă n-am văzut cât e intrat, am sunat la salvare. Am sunat în 3 minute, 4, atât a durat până a venit salvarea. Au venit băieții după salvare, au tăiat gardul de acolo. Deci, cum a ajuns acolo? A apucat să vă spun? Nu, a sărit gardul să se joace, pur și simplu. Acum nu știu dacă era poarta închisă sau deschisă. Nu știu să vă spun asta. Numele dumneavoastră...